A bătut cale lungă să ajungă la noi. Venit de la malul mării, următorul artist a concertat în zeci de țări, câștigând de-a lungul timpului numeroase premii și distinții. De pe scena Eurovision a ajuns astăzi în Țara Domnilor să ne cânte și să ne încânte Mihai Presariu! Bună seara încă o dată, tot bucur de la ziua că sunt aici. Eu sunt de Piatra, din Piatra Neam sunt de loc, deci sunt moldovean. M-am mutat la Constanța, că acolo m-a răbit costiuniță, ca să cânt Banana, Suzana, în Marea Soare și piesele trupei Balantia. Dar așa am debutat eu și a trebuit să mă mut la mare. Acum tot ies acolo și chiar la malul mării m-am mutat la mama mea, așa că o să mă vedeți acolo pe la plajă. Vreau să spun două vorbe despre festival. A fost excepțional, mă bucur că iată o ediție, întâi a fost super reușită, pe Diana preferință, așa o cheamă pe Diana. Diana a fost Cheluchi acum că s-a măritat, iar ea când era mică o juriza și era Diana preferință. Câștiga numai trofeul pentru că avea o voce impecabilă. Nu știu dacă mă aud, eu din aude, vreau să-i spun, Diana, de ce n-am cântat noi în duet până acum? Nu înțeleg. Ea, vină la microfonul meu. Pentru că are o voce exact tiparul meu, așa, cu inflexiune. Cred că se vede de mult în mâine. Nu? Păi gata. Deci, ca să știi, când văd palma, o să fac un duet. Trebuie să cântăm ceva într-o zi, nu? Sigur. Poate e aprilie sau când zice ceva. Garantat. Tu ai o voce exact pe gustul meu. Mulțumesc, Casanera. Mulțumesc, Casanera. Din suflet, pentru tot. Da. Dragii, vă spuneam că a fost o gustul reușit. Mulțumesc juriului pentru că, iată, a rezistat eroi până la ora asta. Sunteți foarte buni, părinții tot înainte, susțineți copiii, da? Și piese, melodii, greutate, dificultate, valoare, da? Dați valoare copiilor și piese bine alese și într-o zi o să reușiți. Spuneam că Iba de Șuiu reușește asta chiar la un interviu. Cine dă din coate? Nu neapărat cel mai bun, cel mai valoros, de aia mai avem un showbiz așa intruși. Un alt dat din coate mai tare sau mai aia. Da, din coate, dă un telefon. Domnule, vreau să-mi băgați copilul la concert sau da? Sunați la uite, domnul primar, salutăm pe primarul din Bata Dornei, care e chiar aici în noi. Vreau să-i spun și de o dorme. Uite ce lucruri frumoase se întâmplă la Bata Dornei. Să-l alegeți, da? Dacă sunteți din Bata, în primăvară sunt alegere și uite, avem nevoie de evenimente culturale frumoase pentru toate peste. Nu vă mai vorbesc mult, două piese o cântăți, poți avea de două, ca să nu prelungim foarte mult, că vreți spre mine. Am ales, n-am două albume de colinde, pe mine cu discul de aur și platină, dar m-am gândit cu un colinde ca să nu chisesc spre mine și așa. Totuși o să cânt o piesă de dragoste internațională și a doua piesă o să fie o piesă reggae, ritmată, se va numi Moș Crăciun, ești nebun. E o piesă de-a mea care se va placă și atunci la a doua piesă o să cheie niște copii pe scenă. Asta avem și o filmare frumoasă. Dar prima melodie, spuneam, e o piesă de dragoste care se numește Listen, sonorizare foarte bună, muzica o să fie tare de tot și dăm drumul chiar acum, Listen. Listen, to the song you made, melody a star, but can complete. To the sound he did bleed, I thought of beginning to find release. Oh, the dark has gone for my dreams to be heard. And then my deepest inside it burst into your wrong. Oh, cause you won't listen. You made me.
este o piesă ritmată, e regi.